nu am mai putut ajunge la această oră, s-ar putea să ajungă în timpul zilei de astăzi, monitorizăm situația, ori astăzi, ori mâine, dacă nu, am vorbit și cu Ministerul Apărării Naționale, dacă avem noi posibilitatea să aducem această doză, aceste doze care trebuie să vină astăzi. Oricum sunt doze de rapel, suntem ok următoarea perioadă, deci nu am nicio problemă, nu se reprogramează nimeni. Dozele AstraZeneca vom primi în această lună aproape 800.000 de doze, începem de pe 10 programările pentru AstraZeneca, sunt foarte mult, vom face prima vaccinare, nu vom păsta la apelul, rapelul la AstraZeneca este peste 2 luni de zile, deci încă 800.000 de persoane pot fi programate.